Podișul Moldovei. Bun. Care dintre următoarele bucății ale subsolului nu se găsește în podișul Moldovei? Citește-le. Diamante, sare, gaze naturale, ape minerale. Deci ai? Care crezi? Care diamante? Ia dă-i. Dă-i. Yes! E corect, nu? Da. Bravo, mergi mai departe. Acum am două vieți bine. Mănânc așa, ține pe părul genetic, sub Carpatia. Din câte pe sectoare sunt făcăduinți? Sub Carpatia. Cine nu a făcut corect în clasă, povestirea ai de făcut la română, nu, Luca? Luca! Da, povestirea! Povestirea, da. Cu multă plăcere, cu multă plăcere, la revedere. Mama, ajută-mă! Din câte grupe sau sectoare sunt alcătuiți sub Carpații? 2 grupe, 3 grupe... 4 grupe, 5 grupe. Sub Carpații? Ia vezi. Nu, 3 grupe. N-aveam timp. Nu-i nimica, hai! Ok, următoarea. Podul getic. Deci cum se numește unitatea de relief cuprinsă între sub Carpații getici și Câmpia Romană? Cum se numește unitatea de relief cuprinsă între subcarpații getici? Dam timp, măi! Nu-i nimic, măi! Și Câmpia Romană, podișul getic, podișul Transilvaniei, podișul Drobogii și podișul Moldovei. Care? Păi ia zi tu, hai să vedem. Zi una dintre ele. Ha, getic? Podișul getic. Corect! Ai văzut? Mai am puțin. Câmpia de vest aici. Ce animal sălbatic nu trăiește în această zonă? Vulpea, iepurele, ursul, șoarecele de câmp. Deci vezi? Ursul, ursul la câmpie. Hai să vedem. Corect! Ce mai avem? Depresiunea colinară a Transilvaniei, da. În pădurile de foioase din depresiunea Transilvaniei crește. Palmierul. Deci foioase, da? Foioase. Care-i foioasă? La foioase crește fagul. Da, ia să vedem. Corect! Bravo! Mai am două. Sau cred că trei. Carpații de așa. Ce unitate de relief se găsește în vestul dealurilor de vest? Câmpia Romană, Carpații Occidentale. Câmpia Română. Dealurile de vest. Uite aici, dealurile de vest. Dar care sunt? Păi da, uite cât ți arată. Dealurile de vest. Câmpia de vest? Păi ia. Corect! Ok. Vezi că ți arată dealurile de vest, Câmpia de vest. Una, ultima. Bun. La sud sunt mărginiți de Olt, Dunăre, Siret, Giu. Deci pe care ai dat? La sud sunt mărginiți de pe care ai apus? Asta. Carpații, pe Carpații Occidentali. Deci la sud. Da. Unde-i sud? Arată-mi. Aici. Acolo. De ce-s mărginiți? Cine intră în țară pe acolo? Fluviul nostru. Fluviu. Dunărea. Ia vezi. Corect. Ai obținut? 100 de puncte. 100 de puncte, da. Dacă ești atent și citești clar ceea ce îți cere, poți să răspunzi. Mergi mai departe. Acum să merg la altceva. Nivelul 2. Dacă să mă duc la pagina principală. Sau să mai joc. Du-te unde vrei. Să mă duc până pierd. Delta Dunăre. Ce tip de apă au lacule din Delta Dunăre? Numai dulce. Citește tot, măi! Numai dulce, numai sărată și dulce și sărată minerală. Păi dulce, numai dulce. Așa zici tu? Da, hai, apasă și vezi. Dulce. Eu zic că dulce și sărată. Da, hai, tu zici dulce. Dulce și sărată. Mai e o viață, hai! Ce arbore predomină în pădurile din podișul Dobrogei? Întâi arată-mi din podișul Dobrogei. Arată-mi-l. Aici? Jos, mai, dar scrie pe el. Ce Dumnezeu arăți tu acolo? Aici. Acolo, deci în sudul țării. Ce avem? Brad, molit, stejar sau fag? În sudul țării ești într-un podiș. Molit? Doamne ferește, molit unde îl găsim? Că ai făcut la păduri, nu? Bradul este un conifer. Da. Ce să caute acolo? Stejar sau fag? Hai, zi una din două, mai repede. Hai, fag zic eu, hai. Stejar, a fost corect. Bravo, hai. Ui. A trebuit să fii atent și să înveți. În partea de sud este mărcinită de Marea Neagră, podișul getic,
O altă Dunăre. Întâi spune unde e sudul. Câmpia Română e acolo, sudul. De cine e mărginită? Cine trece pe aici? Că am spus, da? Și aici, să varsă aici, în Marea Neagră. Dunărea. Dunărea. Corect. Okay. Care este denumirea familiei de plante din care fac parte grâul și porumbul, care se cultivă în subcarpați la contactul cu câmpia? Pom fructiferi, cereale, legume, arbuși fructiferi. Deci care este denumirea familiei de plante? Cereale! Evident! Evident, bravo! De pe cine vorbim? Asta. Cum este denumit sectorul din partea de nord a depresiunii Transilvaniei? Deci mă uit, da? Ai depresiunea colinară a Transilvaniei. Care-i partea de nord? Arată-o, cu mânuța. Aici. Acolo, sus. Cum se numește ea? Dealul subcarpatice? Încerc? Încerc. Aha. Hai! Nu mi-ese. Dă-i! Podișul someșelor. Au plecat? Hai că ai pierdut. Nu-i nimic, înveți! Am fost cu geografia. Da. Cu mintea în vacanță? Eu... Cum e cu mintea în vacanță? Stai, că mă merg la minte. Cu geografia în raniță? Da, și pe aia mă duc. Hai să vedem. Dă întâi la noi, județul nostru, Suceava. Unde-i? Să vedem ce cade acolo. Decât... A, aici ți arată da. Ce poți să vizitezi. Corect. Direct pe hartă. Du-te cu mintea în vacanță, să vedem cum e. Cu mintea în vacanță? Uh-huh. De la pagina principală. Hai să vedem ce mai e la pagina. Da, hai să vedem ce mai e cu mintea în vacanță. Puzzle geografic. Ia dă un puzzle geografic. Mamă, Dâmbovița, ioi! Hai să-l faci! Dâmbovița! Păi vezi unde se potrivește. Te duci deja, hai, unde umbli cu el pe hartă, du-te jos, hai, un pic mai jos, s-o dus, Vâlcea, aici, pe sus, Vâlcea, Doamne, vorbesc ca Iurea, aici, hai! Vâlcea, ce sta? Aici. Bucureștiu. Așa mic? Da, păi da, Ar vine de la Argeș, da? Iași. Iași. Du-te aici. Aici mai. Aici. Acolo. Bână, ce înseamnă? Bistrița Năsăud. Aici. Mai, așa. Hai. Vână înseamnă foarte bine. Vrancea. Vrancea. Uite-l. Aici. Așa. Ok. Timișoara. Timiș, județul Timiș, în capătul aici. De vest. Așa. Botoșani. Sus la noi. Sus. Dâmbovița. Mai jos, aici. Acolo. Așa. Hai. Covasna. Aici. Ilfov. La București, aici. Bravo, hai. Caraș Severin, aici. Aici. Ah, v-ai pus totul bine, bravo. Neamț. La noi, sus, la noi. Hai. Okay. Bacău. Lângă Neamț, sub el. Aici. Ilfov. Hai, jos. Stai, asta lasă-mi cu mine. Să jos. Sibiu, hai. Sibiu, aici. Aici. Cluj. Mai sus. Aici. Mehedinți. Jos, la Dunăre aici, la Dunăre. Hai. Satul Mare, sus în colț, acolo. Alba. Pe mijlocul țării, hai. Cumva. Galați. Galați. Aici, acolo, bun. Ce faci cu ea? Acolo. Jos. Olt? Așa. Nu. Mai. Așa. Maramureș. Sus lângă Satul Mare. Așa. Tulcea, unde te duci? Acolo. Gorj. Olt, aici. Gorj. Buzău. Buzău? Da, vino aici, unde te duci? Bihor. Hai, în vest, acolo. Aici. E bun, hai. Argeș. Argeș, da. Arad, Doamne, Argeș, auzi. Agâi, Argeș. Brașov, ai pus. Argeș.
Dolj, jos, 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 în sud, acolo. Vaslui, în nord, în nord, lângă noi, acolo, mai jos de Iași, mai jos de Iași, mai jos de Iași, mai jos de Iași, unde umbli? Sălaj, acolo, Prahova, Giurgiu, Bihor, Brăila, pardon, a nostru, Mureș, în mijlocul țării, Călăraș, Hunedoara, Harghita și Constanța. Ai făcut în 3 minute și 27 cu ajutor. Deci aici ce ai? Toate județele din țara noastră. Asta-i.